Educatorii care își desfășoară activitatea zi de zi la această grădiniță au ținut de asemenea să transmită un mesaj de mulțumire către reprezentanții acestui hipermarket, cei care prin gestul lor fac dovada faptului că au înțeles că îi pot face să zâmbească pe toți copiii care învață aici. Oameni deosebiți, care responsabili, care au hotărât să întindă o mână de ajutor celor care au nevoie, celor din comunitatea în care activează. Prezent la eveniment, viceprimarul municipiului Drobeta Turnul Severin, Marius Screciu, a dat asigurări că astfel de gesturi sunt și vor fi întotdeauna apreciate, iar autoritățile vor fi alături de cei care se dovedesc interesați și de problemele comunității în care trăiesc și își desfășoară activitatea deopotrivă. Un gest foarte frumos al unei societăți comerciale, al unei multinaționale, care a înțeles că o parte din profit se întoarcă la comunitate, în Drobeta Turnul Severin, o donație de 140.000 de lei și cum ați văzut și noastră în interior lucruri extraordinare, lucruri necesare unui proces educativ bun la copii la grădiniță. Sper să le ține Dumnezeu obiceiul să aibă posibilitatea să facă acest lucru și la alte grădinițe, pentru că avem nevoie. Încă o dată îi felicit și din partea administrației locale autosprijin. Întotdeauna este nevoie de un mobilier mai nou, mai bun, mai actual cu cerințele actului educațional și sigur că mulțumim oricăror oameni care se gândesc la copii, de fapt, pentru că această sponsorizare, efectul se va regăsi în activitatea copiilor. Exact despre acest lucru vorbesc și cei mici, care au reușit să le insufle sentimentul de bucurie și mulțumire și părinților care i-au însoțit astăzi. Noi astăzi am cântat într-un spectacol ca să le mulțumim celor care ne aduc jucării. E ceva nou pentru orașul nostru. Am înțeles că până acum nu s-a făcut așa ceva la nicio grădiniță din oraș și suntem mulțumiți pentru că beneficiază copiii noștri de o educație mult mai performantă decât până acum. Suma totală care a fost donată astăzi este de 140.000 de lei.